Accident cu un autocar cu 35 de pasageri la bord în miez de noapte. Acesta s-a răsturnat într-o curbă, iar la fața locului a fost activat planul roșu de intervenție. Din primele cercetări, victimele sunt membri ai unui ansamblu de muzică folclorică, iar aceștia se deplasau la un spectacol. În această curbă aici, înainte de stația Peco, șoferul a pierdut controlul volanului. Zeci de echipaje de la ambulanță, SMURD, pompieri și poliție din tot județul Iași au acționat la fața locului. Au fost și pasageri care s-au ales doar cu zgârieturi. A fost activat planul roșu de intervenție. La locul evenimentului rutier au acționat o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă, trei echipaje de prim ajutor medical, două autospeciale pentru transport victime multiple. Cauza principală a accidentului ar fi fost viteza neadaptată la condițiile de drum. Arata curba, după cum se poate vedea, venea dinspre Valea Seacă către Pașcani, a pătruns aici, pe partea carosabilă. A ratat curba, că se poate vedea prin șanț că a lovit malul de pământ și s-a răsturnat. Este și un stâlp acolo de jos. Persoanele rănite au fost transportate către compartimentul de primiri urgențe de la Spitalul Municipal Pașcani. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 25 de persoane, 23 la centrul de primiri urgențe Pașcani, iar două dintre acestea la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași. Pasagerii implicați în accident sunt membrii unui ansamblu artistic. Ei se deplasau la un festival în Slobozia. Șoferul autocarului s-a ales acum cu un dosar penal.